Bun găsit, dragi prieteni! Daniel Dragoș Panainte, sunt gazda emisiunii Strada Sociologilor. Astăzi vă invităm la o călătorie și o plimbare pe Strada Sociologilor, povestind despre universul lecturii. Mai exact, tema emisiunii de astăzi este terapia prin lectură. Pentru aceasta am invitat în studiourile Terranova TV un invitat drag mie pentru că activează în această zonă a antreprenoriatului cultural. Desigur, el are mai multe pălării și o să ne povestească pe larg despre toate, dar în principal pentru asta l-am invitat, pentru acest spirit viu și intransigent câteodată de a se uita la realitate. Invitatul nostru este Richard Constantinescu, antreprenor cultural, cum am spus, și Richard, îți mulțumesc foarte mult pentru... Mă bucur să te revăd pe stradă, că e mai bine pe stradă decât pe stradă. În casă. Și nu zici că mai multe pălărie, mai multe șepci, că nu poți pălărie. Așa, în fine, mai multe roluri. Mai multe roluri. În fine, coordonez un centru cultural, cum mi-am spune, sau cum mi-a spus presa, singurul centru cultural al Universității de Medicină și Farmacie din Europa, centrul cultural I.I. Mironescu, din strada Săulescu, numărul 4, în buricul Târgului. Ca să facem și trimiteri la localizări corporale, exact. De unde pornim fiecare, exact. Umbilicul orașului. Coordonez colecții, sunt titularul disciplinii Istoria Medicinii de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa. Ești și anfitrionul multor conferințe pe care le organizăm. Organizăm diverse activități pentru că îmi place partea asta. Și am fost format, poate de aici mi se trage, adică s-a întâlnit personalitatea mea cu personalitatea doctorului Constantin Teodorescu, un chirurg bârlădeano-tecuceano-ieșan, când eram student, și el se ocupa de plin de mai multe chestiuni culturale pe lângă activitatea lui chirurgicală. Și partea asta polifacetată a lui s-a potrivit cu a mea și uite că trec firesc de la medicină, de la chirurgie, înspre diverse zone culturale și neculturale, și în strada sociologilor, da. Ne întoarcem în casa care o fi aia, intrăm în salonul de artă transdisciplinară Ștefan Posa, pe care l-am deschis la Mironescu în urmă cu câteva luni, în vară, un salon cu 353 de lucrări, flori. Peste câteva luni vom inaugura o altă expoziție cu 353 de chipuri ale bucuriei și desfășurăm tot felul de ateliere cu studenții, muzică, mișcare, și dacă e să discutăm și despre carte, o să discutăm și despre cărți și despre ceea ce cei din fața ecranilor văd fundalul și s-a potrivit minunat. Nu știam ce veți pregăti aici, nici nu știam despre ce vom discuta. E un pretext, să spunem. Da. A vorbit despre terapia, biblioterapie, cum mi se spune, cum este cunoscută, dar mai degrabă am vrut să fie un pretext pe strada sociologilor ca să vedem acest raport între cultură și civilizație, raportul între cultură și social media. Și cum spuneai tu la început, foarte, foarte frumos, cum spuneau și romanii, habemus corpus, da, avem un corp și să pornim toată această experiență, acest grounding, să pornim și de la corpul nostru, pentru că de cele mai multe ori, și mi-a plăcut postarea pe care ai făcut-o astăzi, oferim informații minții, să spunem, și mai puțin suntem prezenți în corp. Și poate să fie și asta un act de cultură a fi împământat, a rămâne împământat. E acesta un act de cultură, pentru că chiar la tine, dacă nu greșesc, cultura vine de la cultivare, a cultiva pământul. Deci era o relație, cultura vine cumva din relația cu pământul, relația corpului cu natura. Tot am pus noi... Două chestiuni. Se recomandă întâi un text care se cheamă Cultură și societate, sau Civilizație și cultură, scris de Grigore Tepopa în perioada interbelică, pe care l-am publicat într-o carte în 2017, se cheamă Pericolul neisprăviților. Și acolo o paralelă și niște intersecții foarte interesante. Putem atinge subiectul. Doi, ai spus de romani și dacă o să ne uităm în perioada
de început a civilizației sau în zona asta greco romană, da, cultura romană, unul din pilonii culturii europene. Și o să ne uităm și înspre scriitorii din secolele 19-20 până acum, vedem o diferență majoră. Nu era cultura, sănătatea, exercițiu fizic, cum zic, văzut ca pe periferie sau pe o chestiune derizorie, ci erau valorizate, dacă noi ne gândim la numai, cum să zic, forurile respective, tot felul de expresii artistice, sculptură, era valorizat un ideal, sau nu neapărat vorbim de idealuri, era valorizat corpul și nu era nicio diferență între valorificarea potențialului creativ al minții și corp. Da, cel mult. Ei, după aceea a venit, adică după aceea, e lungă povestea, am început să defilăm ca societate cu portretul unui scriitor în mizerie, unui intelectual, cum să spun, rufos, și credem că trebuie să fii neapărat schilod ca să poți secreta din mintea ta sclipitoare și dintr-un corp putred muzică, tot felul de creații. În imaginarul social asta spui, că da, s-a creionat și un alt portret. O să scriu într-o carte la care lucrez și care, cum să zic, poate m-a motorizat o întâlnire. Nu o să spun ce întâlnire, o să las pentru când poate ne vom întâlni ulterior, cu niște scriitori și un dialog. Și mă întorc și la biblioterapie. Am vorbit cu una dintre doamnele foarte, să zic, bine puse în raftul principal al literaturii române, al culturii române, foarte invitată și în manuale, șchiopăta, își pierduse vederea aproape de tot, era îngrijorată dacă nu va face demența Alzheimer ca mama ei, nu-și văzuse fata, dar în schimb, cum să spun, pedala pe ego-ul ei și pe faptul că știți, domnule doctor, că eu sunt în manuale, că m-am apucat să fac și filme. Bun. Și i-am spus, zic, doamnă, sunteți o personalitate pe care o admir, v-am citit o parte din cărți, dar ce-ar fi ca de mâine să vă ocupați și de carcasa aceasta? A, nu, literatura e totul, viața nu înseamnă nimic. Și de aia a fost o schimbare... De paradigmă, ca să zicem așa. De paradigmă, dar spuneam așa, m-a surprins și deși era într-o... Așa, cum am mai multe cărți în cap și în calculator și între hârtii, în lucru, mi-a dat un imbold și ideea e în felul următor, că valorizăm bibliofilia, biblioterapia, da. În loc să ne centrăm pe biofilie, iubirea de viață. Nu e un termen al meu, Edward Wilson, sociologul, exact, care a vorbit despre iubirea de viață, de natură. Și dacă e să ne referim și la o întâlnire pe care am avut-o în urmă cu câteva luni la... Centrul Cultural Mironescu, unde ai și prezentat o carte și unde ne-am mai întâlnit și cu alte prezentări de cărți. Când am vorbit despre una dintre cărțile fundamentale, cel puțin pentru mine și pentru zona asta neuroștiințelor, a doamnei Feldman Barrett din Statele Unite. Exact, cu emoții. Ea vorbește, da, într-o și carte... Și acea micuță care au 7 lecții și jumătate despre corp de la editura Velan, dar cea mare publicată în România la editura de la Cluj, vorbește despre un lucru foarte simplu. Și noi aici stăm cu cărți în față, stăm ca niște intelectuale de bază, așa, ce ziceam așa. Credem așa și... Și care suntem prea puțini în corp, asta spui tu. Nu, vreau să spun altceva. Ea spune așa, că sunt două lucruri, două aspecte pe care creierul le face în viața aceasta. Unul, să bugeteze corpul, să îngrijește de ce se întâmplă în fiecare
secundă în tot, când noi stăm de vorbă, când cei care ne urmăresc acum privesc, nu au grijă ce se întâmplă în pancreasul lor, ce se întâmplă prin arteriolele de la degetul mare, de la piciorul stâng, ce se întâmplă în fesa nu știu care, în mușchii, nu știm. Dar creierul știe, este informat, cere informații. Deci bugetează corpul, bugetul acesta semnificativ al corpului, sumedenia asta de reacții, ce se întâmplă, milioane de reacții care se întâmplă pe secundă. Și doi, altă preocupare esențială este de a să replica, de a să multiplica într-un urmaș. Deci principalele activități ale corpului. După aceea, omenirea a descoperit pas cu pas creativitatea, da, creierul a evoluat sau a evoluat, spunem așa, a făcut și alte, să zic, operațiuni, printre care și cartea și scrisul și ușor, ușor, de la cele, ne-am depărtat de cele două și am pus accent, sau o parte, sau, mă refer sau acum la zona asta, un pic zona. S-a dezechilibrat zona de un dezechilibru. Și dacă o să ne uităm editura publică și la alte, și la Herald și la alte edituri care au în direcția asta preocupări și publică, da. E o carte care se cheamă Creierul puternic și vorbește despre faptul că nimic mai mult decât mișcarea și natura nu-l ajută pe creier să supraviețuiască și să se descurce în lumea asta complicată. Și dacă o să ne uităm în viețile scriitorilor, de o vreme mă ocup, eu ocupându-mă cu istoria medicinii, mă ocupam ce se întâmplă pe scenă. S-a descoperit asta, dar ușor, ușor am văzut că ce se întâmplă pe scenă e nutrit în mod esențial de ce se întâmplă în spate, de personalitatea, de întâlnirile, de neîntâlnirile, de viața personală a celor care... Biografia celor care... Biografia și una o nutrește pe alta. Ei, și dacă o să ne uităm, și anul ăsta e anul Monica Lovinescu, dacă o să ne uităm și m-am uitat în biografia ei, m-am uitat la cum a sfârșit ea, m-am uitat la cum a sfârșit Cioran, mă uit la cum sfârșesc mulți dintre scriitorii care neglijează carcasa asta. Sau inconștient, nu știu. În fine, o să spun și ce am discutat în urmă câteva zile cu o doamnă, că am auzit vorbind și a spus și ea opinia, dar mi-a plăcut ce a spus. Au sfârșit tocmai cu maladiile creierului, demență degenerativă de obicei. Da, și exact. Ne-am spus, domnule, dar unde este biblioterapia? Unde este terapia prin scris? Da. Unde e influența lecturii? Cum poate cineva care e cultivat tocmai, să ignore? Și de aici am început să reiau chestiunile acestea legate de faptul că avem un corp. Avem un corp, suntem, adică avem, adică când spunem că avem, ne spune creierul că când el spune că l-are, știi? Adică exact. Care și el creierul e tot în corpul ăsta, adică corp, da. E o discuție și decolocalizare. Da, e o discuție așa. Interesantă da, pe care o facem. Și mă întreb la un moment dat, mă întreb până unde sunt, granița. Unde să e granița între creier și corp. Dacă se întâmplă, el este în carcasa asta, exact, în cutie asta craniană, nu-mi place cum sună cutie, cum nu-mi place nici cum sună cavitatea abdominală, nu știu ce. Adică, în fine, se întâmplă așa de multe lucruri și aici și aici, și esențiale. Creier, cum se spune, da, exact. Asta, da? Încât mi se pare, sau tubul digestiv, da. Ei, mai mult decât un tub. Ei, sună așa câteodată foarte sec. Unde se e o graniță, pe dacă te gândești că el își trimite ramificațiile până în vârful degetelor, și oriunde, stai și te gândești unde începe și unde se unde începe adică și unde întrebă, unde începe apoi o luăm dinspre periferie, înspre centru, spune, dar aici nu asta nu este nu e cumva corp. Și creierul nu spune, păi nu, acolo și sunt... Și de ce mâna ar fi mai puțin important decât capul? Nu, dar spune corpul, ne spune creierul, nu cumva aici pui mâna pe mine, care sunt copilașii mei trimiși în recunoaștere să
Ei, și e o discuție care să spate ramifica. Se ramifică în tot felul de domenii, încep filozofi, încep sociologi, neuroștiința, organiciști, în fine, sunt tot felul de, dar dacă perspective, da, de dar dacă de să privim din o altă perspectivă și ce s-a întâmplat de-a lungul vremii în zona asta medicală, universitară, studenții și cei care se preocupă de zona asta a BC-ului medicinei sau a BC-ului corpului fiziologiei, învață să rupă corpul în bucăți, fiecare disciplină, fie anatomia. Nu, anatomia desface în bucăți. Fiziologia studiază din perspectiva ei. Vine biochimia și fiecare își pledează cauza și spune, domnule, fără mișcare, nu știu ce. Păi da, dar cine dă mișcarea? Păi spune, vine biofizicianul. Și, în fine, și o discuție de asta, dar nu se mai face integrarea aceasta între discipline. Adică studentului îi rămân fragmente. Este un puzzle pe care nu-l mai integrează nimeni, nici ar fi firesc să spune, domnule, dar trebuie să-l integreze studentul, nu? Școala la îndemână, s-a făcut în felul acesta de atâta vreme și acum trebuie și regândită curicula în sensul că putem, atunci când învățăm, de exemplu, anatomia brațului, să spunem că este vorba nu numai de mușchi, ci ne ducem la biomecanică, dar dacă facem o fractură când jucăm tenis, dar dacă se întâmplă să apară o tumoră la os, dar dacă facem o radiografie, cum se vede pe radiografia acel os? Dar cum s-a format osul din perspectivă embriologică? Și având o gândire de asta, cum să spun, din multiple incidențe, abia atunci înțelegi, bă, dar ce mașinărie. Ce mașinărie și de ce e important să învăț eu, pentru că dacă ne uităm la studenții la medicină și întrebăm, tu ce vrei să faci? Cardiologie, eu vreau să fac neurochirurgie. Bine, mă interesează chirurgia urologică sau eu știu ce. Nu mă interesează să aflu despre membru inferior, cum să spun, membru inferior, membru superior. Deja și denumirile astea... Constatăm o delocalizare și o reprioritizare. Mă interesează doar subiectul meu, da, în ce mă specializez. Și dar dacă e, să spunem ceva, dacă le-am spune studenților că ei ceea ce învață, învață de fapt despre sine. Și nu neapărat că despre sine, ci despre faptul că noi ne-am deplasat în studioul ăsta pe picioare, cu ajutorul mușchilor, cu ajutorul creierului, cu nu știu ce, în fine. Dar dacă o să ne întoarcem la discuția cu Cioran, cu Monica Lovinescu, cu scriitoarea care șchiobota, supraviețuirea noastră, longevitatea ține de calitatea sistemului musculo-scheletal. Dacă noi avem... locomotor bun. Da, supraviețuim și suntem, cum să zic, vertical, pentru că asta e important. Ar fi interesant să se facă emisiunile în picioare. Ar fi mult mai să... Noi, cum să spun, noi câștigăm că discutăm, pe de altă parte câștigă și telespectatorii dacă spunem lucruri interesante. Dacă s-ar uita și ei ca dar dacă ei s-ar uita în picioare și noi am vorbit în picioare, ar fi mai interesant. Cred și, că pariul ăsta ar fi interesant de pentru pus. Că unul dintre lucrurile la care m-am gândit, dom'le, chirurgii au o anumită vitalitate, chiar dacă stau foarte mult timp în picioare, activități, cum să zic, consumptive și practicând și eu chirurgie și chirurgie vasculară, mi-aduc aminte că stăteam cu actualul șef de clinică, profesor Radu Popa, de 16 ore în picioare la o intervenție și după aia mi-am dat seama că de fapt îi face foarte bine creierului, corpului, stațiunea asta verticală. Dacă o luăm și în taoism, vedem că n-au cisternele alea sau pompele pe care Tao le vorbește și verticalizarea asta, da? Exact. Este esențială. Și dacă o luăm și din perspectivă spirituală, spune, domne, omul se verticalizează, rămânând pradă orizontale, sau dacă ne ducem și vorbim despre spitalizare sau despre faptul că asta întins. Cine stă întins? Asta ce în suferință, un cadavru, un bolnav și după aia ne ducem și la conceptul ăsta, domnule, e bine să stea bolnavul atâta timp
în poziții nemișcate. În poziții nemișcate și dacă o să ne ducem în istoria cardiologiei, vedem că atunci când se discuta, când era om cu infart sau cu anumite patologii, nu neapărat cardiovasculare, îi se recomanda repaus total. Și s-a văzut că dăuna acest repaus total, numai psihicului, dar în principal s-a observat fizicul, împreună, în fine. Ei, și ne ducem înspre spitalele de psihiatrie, înspre azile și vedem că oamenii aia e un beneficiu, e o chestiune importantă să fie azile, să poată fi îngrijiți oamenii care, în fine, necesită internarea în acele azile, dar s-a constatat că se scurtează viața pentru că ce faci? Dacă nu faci activitate, nu ești implicat în ceva și te uiți doar la perete, fie peretele de lângă pat, fie tavanul alb, și aici e importantă și culoarea, și natura, de asta au făcut spitalele occidentale tavane cu natură, încăperile colorate, de asta se aduc copii, de asta se aduc clovni, de asta se face terapie cu vârste diferite, dar trebuie să, cum să zic, să-ți dai seama că lucrurile nu se desfășoară doar citind ceva sau doar punându-i doar pacientului, spunem, domnule, deschidem biblioteci în spitalul de psihiatrie. Oh, excelent! Și ăla tot stă în pat, stă acolo, sau tot pe un fotoliu. Deci se stimulează tot imobilitatea, practic. Dar deschidem biblioteci, dar în același timp îl punem pe om în condiția bipedă, dar bun, cu supraveghere, înțelege cine se uită ce vreau să spun, că există și un sistem care susține. Dar dacă o să ne uităm în trecutul recent spunând, anii 70-80, până la dispariția profesorului Petre Brânzei, școala de psihiatrie de la Socola era, prin profesorul Brânzei, un model internațional. Biopsihosocial, da, exact, pentru că am găsit în presa, în flacăra vremilor trecute, era considerat prințul psihiatriei românești. Venea în pelerinaj și nigerianul, și americanul, și grecul să vadă ce se întâmplă aici, la Iași, la Socola, în Bucium. Și vedeau că oamenii erau implicați în activități artistice, în ergoterapie, deci erau toate simțurile, toate stimulate, da, tocmai opusul imobilității de care vorbeai. Și se vedea că lucrurile se îmbunătățesc, se aducea calitatea vieții creștea. Da, era granița asta fluidă, bine, păstrând, cum să spun, proporțiile. Nu proporțiile, păstrând pacienții care erau fie agresivi, fie erau de o condiție într-un care regim, da, de semi, da, dar cei liber care puteau să baleeze între spital și social, pentru ei, și pentru ceilalți, corect. Astfel încât trebuie să revedem, pentru să reevaluăm un pic. Am impresia că românii cred că valul acesta de concepte de de psihiatrie occidentală care propune ergoterapie, artă, n-a existat, că a fost pustiu în România. Nu, n-a fost pustiu în România. Și profesorul Alexandru Brăiescu, care a înființat Spitalul de psihiatrie Socola, spital multipavilionar, aproape sunt micropalate acolo. Așa implica bolnavi în actul artistic, implica bolnavi în a face tot felul de activități fizice. Și nu mai vorbim despre cel pe care l-am amintit, Brânzei. Așa încât e necesară mai mult centrarea pe zona asta. Adică, pe de altă parte, spune Dumnezeu, nu te contrazici, conduci un centru cultural, vii cu 5.000 de cărți chiar în față. Chiar o să vorbim un pic despre cărțile. Da, dar cum să spun? Să dăm cerzeului cel cezaului și corpului cel corpului. Eu am fost crescut cu, spuneam, de doctorul Teodorescu, care el făcea opera, făcea naveta, avea șofer și făcea naveta între Tecut și Bârlat. La ora 7 și 10 era în spital și la 7 jumate, indiferent că era 1 ianuarie sau 31 decembrie, era activitate și eram toți acolo. Dar el m-a întrebat la un moment dat: domnul Ricci, știi care sunt cei 3B ai medicinei? Bibliotecă, bolnav, bibliotecă. Dar dacă e să ne raportăm, el spunea, fac o paranteză, întâi citești,
După aia te duci la bolnav și vezi că nu corespunde unde neapărat. Unde teoria cu practica? Cu și te întorci nu la carte, că poate are inima pe dreapta, poate e altceva. Dom'le, apendicele nu mai este în fosa ileacă dreaptă și uite, e apendice migrator sau exact. Forme aberante. Nu le-am găsit în căutăm. Cum spune la carte, da. Da. Ei, dar acum ar trebui să vedem bibliotecă, bolnav, bibliotecă. Avem biblioteca, dar de ce a ajuns bolnavul bolnav? De ce a ajuns omul din bibliotecă să fie bolnav? Pare că o ipoteză a fost asta, că cum zic, renunțăm la corp prea ușor. Sau ei, și de asta spun că de multe ori m-am întrebat, uitându-mă la mulți dintre intelectuali, stau uitați acolo, li se spune șoarece de bibliotecă, dar dacă o să ne uităm, facem, jignim șoarecele. Pentru că șoarecele e mobil. El mănâncă, roade cartea aia, este în bibliotecă, dar el se mișcă. El este de o mobilitate fantastică. Ei, când zicem despre cineva că e șoarece de bibliotecă, nu prea favorizăm. Exact, nu facem o caracterizare prea. Ar trebui să găsim o, să zic, un corespondent în lumea animală. Nu mai apropiat de realitate. Cum să zic, poate șoarece mort de bibliotecă, știi? În fine, exagerăm, mai glumim, dar tocmai de a dinamiza procesele mentale ale... Absolut. Și chiar că ai adus niște cărți și să spunem un pic așa cum era acea glumă cu șoarece că-s mobil, vorbeau doi șoareci, că ce ți-a plăcut mai mult, cartea sau filmul, că găsiți să râși una și alta. Deci, din perspectiva asta, chiar sunt dinamici acești micuți, simpatici, și îi lăsăm un pic deoparte și revenim la aceste cărți, la terapia prin cărți. Preocuparea ta spre neuroștiințe, spre toate aceste lucruri, par să se, s-au materializat și avem aici câteva din roadele acestei aici munci. Aici sunt niște albume, niște cărți care urmează să ți le prezint, să vi le prezint. Da, exact. Le-am despre spus corp, anul acesta. Uite că prima e cu corp. Este cu corp, se cheamă Piele străină. Acceptarea celuilalt, fotonarațiuni. Și celălalt ăsta este pacientul dermatologic. Sunt fotografii unicat, printre primele fotografii din România, cu pacienții... Arși, probabil, nu? Nu arși. Sunt cu patologii dermatologice foarte complexe și sunt fotografiați de primele. Sunt fotografiați de Nestor Hec, fotograful care l-a fotografiat pe Mihai Eminescu. Unele le-am cumpărat, altele le-am salvat, altele le-am găsit la disciplină. Sunt, cum să spun, mulți se cutremură atunci când le privesc, pentru că sunt pacienți în condiții nu tocmai fericite. Și vizuale, nu tot. Și vizual, dar gândiți-vă că erau oameni și descrierile lor din acest album pot fi citite. Erau oameni veniți din sat. Poate n-au fost... Mediul rural, nici măcar n-au fost văzut, n-au fost văzut nici măcar vreodată. Gândește-te medic, că nu veneau la Iași. Dintr-un sat din județul Neamț. Până ajungeau, deci erau 1890, până ajungeau cu căruța, până ajungeau drumul poate dura. Cu tren, dura. Până să întâlnească cu profesorul. Și erau la un moment dat puși în fața unui fotograf. Ei probabil nici nu știau că există așa ceva. Nu erau la cunoștință. Erau dezbrăcați. Ei probabil și în momentele de intimitate, nu știm cum reacționau, dar păi să fie puși în fața unui fotograf. Și nu era un fotograf care făcea într-o secundă ca astăzi o fotografie. Dura expunerea foarte mult. Dura regia și dacă să ne uităm la multe dintre aceste imagini, vedem că sunt făcute cu un ochi de artist. Și o să dau pe cele care se pot arăta la context, televiziune. Da. Erau și așezate în anumite poziții și dacă o să ne uităm într-un album atlas de secol XIX și o să ne uităm într-unul de secol XXI, o să vedem alte lucruri. Acum, evident că se anonimizează lucrurile, nu se mai pot pune fotografii ale pacienților cu chipul lor.
Dar oamenii erau, cum să spun, vulnerabilizați acolo. Și aici am spus acceptarea celuilalt, pentru că e vorba de patologii ce țin de un intim, și gândiți-vă că erau cu sifilis și erau și călugări cu sifilis. Și puteau erau, fi expuși, da, 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 adică e o chestiune, public, da. Da, da, e o chestiune și sensibilă. Acum aș fi spre Eminescu, ce înseamnă, ce a însemnat și ce înseamnă încă dezbaterea legată de bolile lui Eminescu, Eminescu. De sifilis, a avut, n-a avut, da, am ținut o prelegere doctorului Eminescu, nu intru, poate fi consultată pe YouTube, dar ce am adus aici, am vrut să se păstreze într-un album să fie, pentru, da, la o, strânse cei la o de astăzi și pentru cei care vor fi, experiența medicilor, a pacienților și artiștilor vizuali din secolul al XIX și începutul secolului 20, cu privire la interacțiunea dintre două corpuri, cel al artistului, al doctorului care era aici, da, și cel care era după camera de fotografia, după aparat și după cei care făceau regia, în speță celălalt. Și ne ducem, evident, știți... E un depozitar al memoriei sociale, practic, ăsta, văzând celălalt, da, ăsta patina din timpului. Ei, ne ducem înspre altă zonă, nu foarte depărtată. E o carte pe care, deci prima carte am scos-o cu doamna profesor Laura Gheucă Solovăstu, de la dermatologie. Și acest album, care se cheamă Privirea creatoare, stări și straie la români, și pot vedea privitorii că e o fotografie cu o tânără în picioarele goale, ținând un copilaș în brațe. În picioare. În picioare, a? Da. E tipul tipologia, tipologia românului. Da, sunt fotografii realizate de un profesor de oftalmologie care a fost directorul Serviciului Sanitar Superior, un fel de ministru al sănătății, Nicolae Manolescu. Cel care a avut și a condus și a coordonat, având și stațiunea Strunga. Băile Strunga, Nicolae Manolescu Strunga. El a făcut aceste fotografii, a colindat prin toată România și a făcut fotografii. Și le-am strâns, le-am cu domnul Marius Atanasiu, un grafician al universității, le-a prelucrat și le-a pus într-un context cu domnul Luciana Marie, într-un context modern, în sensul că puteam prezenta în stilul acela vechi de album etnografic straiele și stările celor țăranului, țărâncii, portului popular. Ei, aici le-am pus într-un context modern și am vrut să vedem, el era oftalmolog, dar era preocupat de partea aceasta de igienă, de ce a însemnat întâlnirea dintre medicina și medicina aceasta, evoluția medicinei de la finele secolului al XIX-lea, întâlnită cu mediul rural, care respingea orice progres. Din nou, întâlnirii de graniță, ca să spunem, exact, așa, că nu știm de unde începe și termină. Și frontiera aceasta socială. Frontiera socială. În ce măsură acceptau să se spele, acceptau să schimbe izmenele, acceptau să deschidă, să facă o gaură în bordei ca să poată fi... Să intre lumina. Să intre lumina. Și aer, da. Există multă literatură în zona aceasta. Publicul o cunoaște mai puțin, specialiștii sunt și ei puțini și nici nu ies în public să vorbească despre aceste aspecte, dar este important de adus în... De a chestiona această memorie socială. Exact, ca să vedem de unde că am plecat. Multe dintre comportamentele celor din rural de astăzi, paranteză care se regăsește și în urban, pentru că... O parte de cei care au venit cu industrializarea, practic, suntem, exact, niște țărani dezrădăcinați, am putea spune. Exact. Au și-au rădăcinile și explicațiile aici. Și dacă o să citim cel puțin cartea lui Nicolae Manolescu și a altui oftalmolog, Gheorghe Crăinicianu, despre igiena și alimentația țăranului român de la finele secolului al XIX și nu numai, o să înțelegem foarte altfel, bine tabloul social, al epocii, da? De exemplu, putem să ne ducem și pe zona aceasta a
armatei și să vedem cum era alimentația, cum erau exercițiile fizice în armată, cum era acel, când noi vedem filme sau documentare cu primul război mondial și cum vorbim despre ce s-a întâmplat Mărășești, Mărăști, Oituz. Da, bătăliile. Noi nu mai știm ce s-a întâmplat sau cum erau oamenii aceia țăranii care luptau. Cum au perceput ei, da? Cine erau acei români luptători? Și una dintre explicații e posibil să fie găsită tot într-o carte pe care am publicat-o asta în urmă cu câțiva ani, în 2017, Amintiri din Marele Război, Mihai Ștefănescu Galați, a fost profesor la medicină la Iași, urolog și a condus operațiunile medicale sanitare în primul război mondial. Ei, în cartea Amintiri din Marele Război, pe care am publicat-o din manuscrisele lui, vorbește foarte dinăuntru de comportamentul și de cum erau îngrijiți în zona aceasta din front, de pe front, din spatele frontului, soldații, cum își aranjau, cum făceau combinații ofițerii să iasă și să nu fie expuși frontului, care era opinia în mediul celor din care luptau pe front. Erau linia întâi, da. Din linia întâi, cine erau acei oameni, că nu lor prea se înțelege, da, nu le datorăm. Și tocmai această pătură, cum spunem și cum se găsesc subdezvoltată, cum mai raportăm la ea, ea e și pe când e vorba de discursul naționalist, când e vorba de IE și dacă vorbeam cu o accesăm, cum spui Ioana tu, Repciuc de la Academie de la Etnografie și ne uităm că asta e de fapt românul care îl vedem care în acest album. Trist, cu hainele, noi, domnule, valorizăm acum IE-a, cămașa, dar nu ne gândim la condiția din care, venim, în care erau români, în care se mai găsesc. Adică multe dintre explicațiile pe care le-am putea avea acum își au un istoric. Și e firesc să vorbim așa cum Noul Testament a adăugat Vechiul Testament, pentru că nu se putea unul fără celălalt. Adică nu poți să decupezi și dacă o să ne uităm și am vorbit de Alzheimer, păi ce mai dramatică boală decât să-și pierzi memoria? Și Alzheimerul ăsta social care ne-a cuprins pe toți, da, de la memoria socială la... e scurtă, din păcate, așa este. De multe și ori am văzut asta. E firesc și să putem face acest recurs la istorie și a ne întoarce și a ne reaminti lucruri pe care probabil prea ușor le dăm la... Ei, și dacă o să ne uităm în, apropo de corp, a fost o mișcare foarte interesantă în România începutului și până la al doilea război mondial, în care, în fine, s-a dorit valorificarea vitalității poporului român. S-a intersectat mișcarea aceasta cu mișcarea eugenistă, în care erau selectați cei mai buni, în fine, se poate discuta, dar prefer să, cum să zic, să extragem aspectele pozitive, dorința de a nu a îmbunătăți, măcar de a avea un corp robust la care să ținem, nu să-l ignorăm. Da, dar putem cădea în discursul acesta eugenist, domnule, îmbunătățirea rasei, națiunii, în fine, nu, în sensul de a ne gândi... Căpăta o rezistență mai... sau și speranță exact, de viață, la urmă. Exact, că dacă e să ne uităm... află ceea ce sociologii numesc acum calitatea vieții. Da? Să exact, află cineva că ai un copil, să fie sănătos. Păi dacă o să ne luăm din perspectivă... De unde avem? Păi dacă e o carte care se cheamă Salutul în limba română. Și multe sunt legate de sănătate, pentru că oamenii și credeau... Noi să fim sănătoși, pentru că de ce ziceam noi așa? De ce zicem să fie sănătos sau sănătate? Pentru că își pierdeau aceste femei. Nu știm dacă acest copil a supraviețuit. Exact. Speranța de viață nu știm care a fost. Șansele de a avea o long life. Ei, da? Și noi avem în trecutul nostru
o istorie legată de intersecția cu suferința, cu boala. Și de asta s-a scurs și în limbaj, așa da, cum... Da. În imaginarul social a fost ideea că e o dorință mai mult wish, da, ne-am dorit să fim tot timpul sănătoși. Așa cum, de exemplu, este la etura 3 o carte pe care o recomand tocmai în timpul războiul și la început vorbește de cum multe dintre expresiile noastre sunt împrumutate din zona războiului și am citit recent o carte... un dialog între un budist, un psihanalist și un filozof și unde spunea, dom'le, hai să încetăm cu discursul acesta că boala este, trebuie să lupți cu boala, e un conflict în interiorul nostru și să înțelegem că sunt niște mecanisme perturbate acolo. Da, de dezechilibru care ne aduce în starea de... Da. Sigur, și să, dar noi am preluat acest limbaj al războiului, chiar și... Și l-am transplantat. În, nu știu care președinte american vorbea, că trebuie să... Cred că Nixon să păstrăm așa, să, da. Să uite cei care ne vor urmări, dacă e... El sau altul, dar n-are importanță, dar ca idee au spus că trebuie să luptăm cu cancerul, să învingem cancerul. Deci tot un limbaj de ăsta preluat de luptă, să mergem de luptă. Da. Uh-huh. Da. În imaginarul nostru domină foarte mult chestiunile Struggle-ul, da. Război. Uh-huh. Și ne zbatem, zbaterea. E o discuție foarte amplă și să revenim la neuroștiințe. La neuroștiințe, recent am publicat o carte împreună cu doamna Oltița Cântec de la Teatrul Ceafăru și cu Daniela Șilindean de la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din București, care se cheamă Culisele creierului, epilepsia, perspective narrative. S-a pornit de la experiența și de la cartea unui pacient, scriitor Bogdan Munteanu cu epilepsie, care și-a recunoscut-o și a scris un roman Stai jos sau cazi și care a fost dramatizat la Iași și pornind de la dramatizarea asta am adăugat fiecare texte. Ioana Mândruț, neurofiziolog și epileptolog la București, oameni din zona aceasta a teatrului și pe coperta 4 avem un text de la Florin Amzica, care este de la Universitatea din Montreal și medic și muzician și unul dintre neurocercetătorii importanți din Europa. Și am lansat această carte în care eu personal am aruncat ochiul după cortină în viața și mai mult în interacțiunea lui Ion Creangă cu epilepsia, cu zona aceasta de suferință, cu, să spunem, mâncatul pe fond emoțional și e care un text astăzi, pe care l-am publicat aici amplu, care îl voi, cum să zic, augmenta într-un studiu mai amplu, care sper să devină o carte legată de... necesitatea de a discuta și de a nu ai scoate de pe piedestal, ci de a-i prezenta într-o latură umană. Exact, și cu lumini și umbre. Am văzut la studenți, după ce am prezentat o carte a unui colectiv de autori coordonat de profesorul Adrian Aldea, istoria anecdotică a medicinei eșene, că această generație care, se spune, domnule, nu citește, s-a dus înspre această carte, pentru că ei vreau să descopere în alt mod medicina, în alt mod studenția de odonioară, în alt mod pe profesorii lor. Vreau să-i umanizeze. Practic. Vreau să-i umanizeze. Da. Și noi, da, să spun, punându-i pe un piedestal, riscăm să pierdem... Și cu un discurs asociat, sfărăitor... și preluat de la criticii aceia care sunt potriva corpului, că de ce se întâmplă discursul acesta? Că o să vedeți, cel puțin dau două exemple pe care telespectatorii sau urmăritorii noștri le cunosc. Grigore Tepopa și Nicolae Leon. Dacă o să vedeți în textele lor, și bun, o să-l vedeți pe Popa, domnule, serios, în această imagine din 1926, de la Chicago. O să vorbesc îndată și despre carte.
Savant. Eu am publicat o carte, jurnalul Savant român în America, Grigore Tepoma, în 2014. Tu când spunem savant, ne gândim mintea serioși. Deja, da. Nu trebuie să mai râdem. Romomorgă, anume. Așa, da. Ei, dacă o să ne uităm în textele lor, și acum voi publica o carte a lui Nicolae Leon legată de lumea aceasta boemă, de lumea chiar din spatele cortinei ieșene din perioada interbelică, mă refer până în anii 30, când, în 1931, când a murit Leon, vom vedea că era un om viu. Și asta înseamnă... care a trăit, a avut 5 copii, într-adevăr a suferit, a murit la 30 ceva de ani soția lui, a purtat o floare în piept pe care o regăsim în toate lucrările, statuile, busturi din fața clădirii Nicolae Leon, are o floare în piept, dar povestește și cum s-a drogat și că a avut vise erotice. Povestește și ce mânca, povestește și Grigore Tepopa despre... De detalii biografice care practic... Și voi publica o carte de scrisori cu soția sa din Statele Unite, în care îl descoperim pe acest savant în latura lui de tată, în latura lui umană, în latura lui inimă, intimă. Păi de ce au succes și de ce se cumpără cărțile acestea de ficțiune? Tocmai biblioterapia, dacă e să ne întoarcem la ce ai propus în deschiderea acestei întâlniri, oamenii caută firescul, naturalul, curgerea, viața într-un fel, pe care ei nu mai regăsesc în... Păi, în toate aceste forme artificiale care ne sunt propuse. Dacă oamenii, dacă am fi într-un mediu natural, am locuit în mediul natural, nu cred că mai fugi în așa de tare înspre cărți, pentru că ce și-ar lua de la natură... Da, ar fi suficient. Ar fi suficient. Și ce și-ar lua de la întâlnirea dintre semeni, și de multe ori m-am uitat cât de important și cât de, avizi sunt pacienții de atingere. Și există în psihosociologie această tip de atingere non-sexuală. Da. Și contact, practic, da. Uite, de exemplu, fac o mică paranteză legată tot de atingere. Astăzi un amic, cred că comun, de pe Facebook a cerut părerea prietenilor despre sărut. Cum ați caracteriza sau ce spune despre sărut? Și am fost curios ce scriau. Ce răspunsuri? Ai scrollat. O doamnă: mi-amintesc de trădarea lui Iuda, sărutul este, nu știu ce. După aia tot felul de asocieri. Citate, sărutul este o formă de nu știu ce. Uite citatul din cartea mea. Uite, dom'le, dar nimeni n-a zis de normalitate. Mi-am dat seama că toți vreau să pară savanți. Dom'le, am citit istoria sărutului. Am citit... Dar se vedea că sunt oameni nepupați, da, ca să neiubiți, netrăiți, da. Netrăiți, că am scris și un text la Viața Medicală care se cheamă tot așa Neiubiți, se văd și asta mă uit, de ce fugim, m-am întrebat, ți-am spus după întâlnirea aceasta cu scriitorii, ne ducem înspre cărți în care e vorba de erotism, de, tandrețe, de vitalitate. Dar de ce să o căutăm aici? Căutăm tot ce ne lipsește în viață. Ce să o căutăm? Oamenii aceia care au scris despre așa ceva sunt, frustrații care nu au găsit-o în viața reală. Revin că la un moment dat spuneam că m-am întâlnit zilele trecute cu o doamnă care a avut o întâlnire nefericită cu un așa zis mare personaj din lumea universitar, scriitoricească din capitală. Și care în latura umană, la examen, la asta, s-a dovedit a fi un om de nimic, nu găsesc acum un cuvânt, și a rămas șocată diferența. A rămas șocată de diferența asta foarte între imaginea mare, imaginea poleită și crudul adevăr. Oameni care n-au cunoscut, da, citind o carte, bucuriile vieții, au încercat să-și construiască o imagine de asta de zeu,
de așa, de om care privește de deja piedestalizat, să încerci un discurs din acesta scorțos, un discurs care să-i dubleze figura lui publică. Și nu mai găsim umanul. De asta spun că e bibliotecă, dar ar trebui traseul acesta făcut mai mult între natură și bibliotecă și mai mult înspre natură, mai mult înspre, cum să spun, pentru că, bun, se vorbește în ultima vreme despre sănătatea mentală. Dar dacă o să ne uităm și în cartea asta și îi mulțumesc doamnei profesor Dana Bădulescu că a tradus acest jurnal, mare parte din jurnalul pe care l-am publicat, America mea, un neurocercetător descoperind noua lume, a tradus această carte și vedem că el vorbește despre întâlnirea cu semenul american, despre firescul acestor oameni, acestor gesturi, despre cum mâncau, ce făceau. Evident că se vorbește și despre chirurgia din Statele Unite și despre învățământ, dar preocuparea din ultimii ani pe care mi-am, să spun, dezvoltat-o este înspre valorificarea tradiției de umanitate, de vitalitate a celor... Tocmai pentru că și ne apropiem de finalul emisiunii și pentru că discuția devine din ce în ce mai interesantă, vreau să smulg de la tine, să spunem că ți-ai angajamentul să mai facem o întâlnire, să mai povestim, pentru că timpul a fost nemilos cu noi, da, curgerea lui, și cred că sunt mult mai multe lucruri pe care încă nu le-am atins. Și vreau să-ți mulțumesc. Da, vreau să-ți mulțumesc pentru toată această călătorie pe strada sociologiei foarte valoroasă. Iar voi, dragi spectatori, până data viitoare, rămâneți deschiși la cunoaștere.